Patinorul artificial din Galați nu va găzdui în viitorul apropiat vreo competiție internațională. După Cupa Continentală, a picat și organizarea campionatului mondial de junior din 2016. Problema între Brașov și Galați. Și tot așa, la votul celor care vor participa, a fost desemnată Brașov, exact din cauza distanței. Toată lumea reclamă distanța prea mare, ca și la Liga Mondială. De aceea nu am fost acceptați nici acum 2 ani, nici anul trecut, pentru că distanța este prea mare. Și e greu pentru echipele participante să mai facă 300 de kilometri în plus ca să joace un meci. Faptul că se află departe de aeroporturile internaționale reprezintă principalul handicap al orașului de la Dunăre.